Incendiu extrem de violent azi noapte pe platforma combinatului chimic Oltchim din Râmnicu-Vâlcea. Un depozit de materiale a ars ca o torță. Flăcările au avut 10 de metri înălțime. Din fericire, nu au fost victime. Zeci de muncitori au fost însă evacuați de urgență. Pompierii s-au luptat toată noaptea cu flăcările. Peste 100 de salvatori au intervenit pe platforma chimică. Alarma s-a dat la miezul nopții atunci când o hală a luat foc. Totul s-a întâmplat la mai puțin de 200 de metri de depozitul de combustibil al combinatului. Din cauza fumului înnecăcios și toxic, muncitorii din secțiile de lângă depozit au fost evacuați și sfătuiți să poarte măștile de gaze. Misiunea pompierilor a fost una extremă. Bidoane de materiale inflamabile au început să explodeze, iar focul era tot mai violent. Alte 15 echipaje de pompieri au ajuns de urgență pe platforma chimică. Flăcările de câteva zeci de metri se vedeau de la câțiva kilometri depărtare. Pompierii au reușit în cele din urmă să stingă focul. Depozitul de 400 de metri pătrați s-a făcut însă scrum. Destul de violent s-a manifestat la un depozit cu materie primă al Oltchimului, unde au existat materiale inflamabile și chiar toxice. Din fericire, nu au fost victime, iar autoritățile dau asigurări că fumul nu a fost toxic pentru populație. Deocamdată nu se știe de la ce a pornit incendiul, pompierii și polițiștii au deschis o anchetă.